Studenții de anul 3 de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UVT au participat la un curs practic desfășurat la Primăria Municipiului Timișoara. Însoțiți de profesor dr. Mădălin Dogaru, aceștia au avut ocazia să afle direct de la echipa primăriei, de la directorul economic Stelian Stanciu și reprezentanți ai compartimentului relații cu mediul de afaceri și management cartiere, cum se gestionează o instituție publică cu accent pe buget și organizare. Suntem mereu deschiși la colaborările cu mediul universitar pentru că ne dorim să atragem tineri talentați, ambițioși și bine pregătiți care să contribuie la dezvoltarea orașului. Avem nevoie de idei noi, de profesioniști care înțeleg realitățile și provocările administrației publice, dar care aduc o viziune proaspătă și inovatoare, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.